Salut, eu sunt Body și bine v-am găsit la un nou clip la mine pe canal. Ei bine, astăzi o să facem un challenge extrem. Afară sunt minus 5 grade și vom încerca să supraviețuim o noapte întreagă afară. O să fac challenge-ul cât pot eu de greu și o să supraviețuiesc doar cu niște ceai și o pungă de pufuleți. O să încerc să stau doar într-un anumit perimetru ca să nu mă pot mișca foarte mult. Dar înainte să începem, nu uitați să apăsați și voi butonul de like, butonul de subscribe, pentru că fiecare abonat nou la mine pe canal mă face foarte, foarte fericit. Să aprindeți și clopoțelul pentru a fi notificați când postez. Share pe story să vadă și prietenii voștri și bineînțeles urmăriți pe Instagram, pentru că acolo vă țin la curent cu tot ce e nou pe canal. Și acum trebuie să ne facem curaj și să ieșim afară și haideți cu mine. Bun băieți, am ajuns și afară, deja credeți-mă că tremur de frig și uitați, aici o să stau eu, ăsta e singurul meu loc. Și am delimitat zona cu măturile astea până aici. Deci cam ăsta este tot perimetrul în care eu am voie să stau și până în margine, bineînțeles. Bun băieți, am revenit, cam ăsta este setup-ul. Am aici, așa cum v-am zis, o pungă de pufuleți și puțin ceai. Asta în caz că mi se face sete și să mă mai încălzesc cu ceaiul și dacă mi se face foame să mănânc niște pufuleți. Și aici, în caz că este extrem de frig, am o păturică, deocamdată nu o să o pun pe mine. Și în acest moment este ora 12:15 și oficial începe challenge-ul nostru să stăm în acest perimetru până dimineață, până la răsărit. O să încerc să vorbesc cât pot de clar, nu o să pot să vorbesc foarte tare ca să nu deranjez vecinii sau lumea din împrejurim, pentru că este destul de târziu și este în cursul săptămânii. Între timp, vă dați seama că o să mai stau pe telefon, o să mai intru pe Instagram, pe TikTok, iar voi veți sta cu mine, o să mai vorbim și alte subiecte și sper eu să duc challenge-ul la bun sfârșit. Afară este întuneric, dar am lumina de pe stradă. Și am luat și ring light-ul ca să aveți o imagine cât se poate de bună. Probabil ce pot face e să fac niște exerciții, să mă mai încălzesc. Dar ideea este că ne batem puțin și cu timpul, pentru că sunt sigur că va trece foarte, foarte greu. Dar asta este. Bun băieți, vreau să vă zic că eu sunt genul de persoană care sunt o fire foarte pozitivă și îmi place să discut despre lucruri pozitive. Însă trebuie să aducem și noi în discuție despre cutremurul din Turcia și dezastrul care a fost acolo. Știu că este un pic cu întârziere și n-am apucat să vorbesc despre asta în vlogurile anterioare. Este un dezastru foarte mare ce s-a întâmplat acolo, după cum ați văzut, o mare, mare catastrofă. Îmi pare nespus de rău că anul 2023 a început așa. Tot ce putem să facem este să ne rugăm pentru sufletele oamenilor care au decedat, din păcate, și să ne rugăm să găsească cât mai mulți supraviețuitori. După cum ați văzut, echipele de intervenție își fac treaba non-stop și s-au găsit oameni și după 150 de ore de stat sub dărâmături. De aceea vreau să vă zic că pentru mine, pentru challenge-ul ăsta, e mai mult decât suficient faptul că sunt îmbrăcat, faptul că am o pungă de pufuleți, puțin ceai cald și o pătură cu mine este destul, pentru că oamenii aceia au stat sub dărâmături dezbrăcați și vă dați seama în ce condiții au stat și cât de greu le-a fost. Eu fac challenge-urile astea tocmai ca să vă simțiți voi bine, să vă aduc un sâmbet pe buze, să vă aduc adrenalină cu vlogurile horror, însă adevăratele catastrofe și adevăratele dezastre sunt în momentul de față în Turcia și în Siria. Sper să ne rugăm împreună pentru ei și am vrut să aduc asta în discuție pentru că nu am reușit să vorbesc în celelalte vloguri. Haideți cu toți în comentarii să lăsăm un gând pentru oamenii de acolo și Dumnezeu să fie cu ei. Mai multe nu cred că putem face noi. Cam asta este viața și trebuie să mergem înainte, trebuie să gândim pozitiv. Aș vrea puțin să vorbesc și cu cei mai mari din audiența mea care probabil se pregătesc să-și iau o casă sau vor să facă asta în viitor. Chiar și cu cei mici care urmează să se mute și poate să le dea un sfat părinților lor. Este chestia că și eu sunt la fel. Practic, când alegem o casă sau ceva, visăm la lux, visăm la, nu știu, geamuri de sticlă în toată casa, piscină, fel și fel de scări, de interioare și de finisaje. Însă uităm cu toții ce este cel mai important și anume siguranța. Așa că atunci când vă alegeți o casă, lăsați puțin luxul deoparte și cereți detaliile necesare pentru a vă asigura că apartamentul sau casa la curte eventual este făcut așa cum trebuie, este solidă și rezistă în cazuri de dezastre naturale așa cum a fost în Turcia. Asta este așa, pur și simplu, o părere și un sfat de la mine pentru voi. E mult mai bine să avem patru pereți albi simpli și să știm că suntem în siguranță decât să avem nu știu ce marmură neagră, sticlă, fumurie și la primul cutremur să se întâmple un mare dezastru, părerea mea.
Băi băieți, m-am ridicat puțin pentru că am înghețat pur și simplu, am înțepenit pe scaun. E foarte, foarte, foarte frig. Erau minus 5 grade când am ieșit afară, cred că acum sunt minus 7, habar n-am. Dar se simte foarte, foarte frig. Între timp am mai pus puțin pătura pe mine. Am stat cu ea pentru că am înghețat genunchi, nu mai puteam. Și cred că a venit momentul să dau puțin ceai. Sau mai încălzesc puțin, pentru că tremur pur și simplu. Vai cum e ceaiul ăsta acum, fierbinte așa. Și între timp haide să vorbim puțin și de Valentine's Day, pentru că este 14 februarie. Ce faceți? Sărbătoriți? Ați luat cadou la iubite? E tot în regulă? Am pe cineva fără relație în comunitate? Dacă da, lăsați-mi acolo comentariu. Și dacă nu aveți relație, nu trebuie să fiți triști. Cu siguranță Dumnezeu v-a pregătit ceva frumos, așa că nu trebuie să disperați. Și un subiect și mai important, ca să glumesc puțin, care le supără pe fete, este că astăzi avem seara de Champions League, băieți. Avem AC Milan, Tottenham și meci câte o finală PSG cu Bayern. Voi ce ziceți? După cine mizați? Voi o să vedeți vlogul înainte de meciuri, așa că, nu știu, eu zic că ar fi cazul ca PSG să se impună și să ajungă într-o fază superioară a play-off-ului Champions League, pentru că are cu ce. Messi în formă și simt eu că Bayern e un pic depășit în momentul de față. Voi ce ziceți? Lăsați în comentarii. Chiar se nimerește perfect, băieți, nu? Când e 14 februarie, ziua îndrăgostiților și seara de Champions League, e perfect. Băi, între timp am simțit nevoia să mă adun pătura pe mine, pentru că am înghețat, mi-am pus și gluda în cap. Pur și simplu mi-a înghețat fața, credeți eu. Ceasul s-a făcut 2.43, uitați. Deci avem cam 2 ore jumate, băieți, de când stăm afară, în frig. Băi, deci trece timpul extrem de greu. Și v-am luat cu mine pentru că m-am ridicat după scaun și am zis să mai facem niște exerciții, să mai încălzim puțin, pentru că este foarte, foarte frig. Ne mai mișcăm puțin, băieți, pentru că trebuie să rezistăm. Ducem challenge-ul până la capăt. Între timp, toată lumea doarme. Este foarte, foarte liniște. Vă dați seama, când eu închei vlogul, lumea se pregătește să plece la muncă. Și abia atunci termin. Avem noapte albă azi, băieți. Bun, băieți, între timp am recurs din nou la păturica magică, pentru că este extrem de frig și chiar mă ajută foarte, foarte mult. Și am dat drumul și la pufuleții ăștia pentru că mi s-a făcut foame. Și credeți-mă că am închețat și pufuleții. Dar așa cum v-am zis și la început, este mai mult decât suficient. Mă simt foarte privilegiat că am chiar și lucrurile astea în condițiile astea. Am pufuleții, am avut ceai, am păturica, sunt îmbrăcat bine, am avut și telefonul. Între timp am mai stat pe YouTube, pe TikTok, pe Netflix, să treacă timpul mai repede, pentru că pur și simplu nu mai știam ce să fac. Când nu vorbesc cu voi, trece timpul foarte, foarte greu. Și pufuleții ăștia și-au făcut treaba foarte, foarte bine. Am o pungă de pufuleț gusto. Dar când eram mic îmi plăceau foarte mult pufuleții aia, în pungă albastră, cu surprize. Eram fascinat de orice îmi pică acolo și eram foarte nerăbdător să deschid punga, să văd ce găsesc înăuntru. Cred că și vouă la fel. Deci vă dați seama, băieți, dacă mie în condițiile astea mi este foarte frig, vă dați seama ce a fost în Turcia și prin ce chinuri au trecut oamenii ăștia. De asta vreau să vă zic să vă bucurați de viață, pentru că uneori suntem nerecunoscători, dar dacă analizăm situația foarte bine, ne dăm seama că de fapt noi suntem chiar foarte fericiți și avem tot ce ne trebuie. Așa că bucurați-vă de viață din plin și faceți ce vă face pe voi fericiți. Și cu siguranță Dumnezeu are grija noastră și ne apără de orice necaz. Deci acum pur și simplu mă simt ca o bătrânică de aia în parc, pe bancă, tot așa când e frig, care mănâncă pufule și hrănește porumbeii și mai vorbește și de Dumnezeu. Deci sunt exact din filmul ăla. Vedeți ce face frigul din om și challenge-urile astea puternice care vreau să le duc până la capăt de fiecare dată. Eu sunt foarte ambițios și m-am ambiționat singur să duc până la capăt, să fac exact ce îmi propun, pentru că așa simt eu că vă ofer vouă tot ce e mai bun pe canal. Și încă ceva, am nevoie de voi și pe Instagram și dacă vreți să apară contul vostru în vlogul următor, tot ce trebuie să faceți este să-mi dați urmărire pe Instagram, să-mi dați un mesaj cum am venit de pe YouTube, eu vă voi da urmărire înapoi și în vlogul următor contul vostru va apărea pe vlog.
Haideți să ne strângem și acolo cât mai mulți. Și am nevoie de voi acolo pentru că acolo vă țin la curent cu ce urmează nou pe canal. Și acolo puteți să interacționați mai ușor cu mine. Acolo putem să înțeleg părerile voastre despre ce ați vrea să mai vedeți pe canal, despre vloguri și pur și simplu puteți să interacționați mai ușor cu mine. Puteți să vorbiți cu mine absolut ce vreți voi, orice. Cum băieți, v-am mai luat cu mine să ne mai mișcăm puțin pentru că este foarte frig. Și pe scaun, chiar dacă am păturica pe mine, pur și simplu înțepenesc și nu mai pot să stau. E bine că am cât de cât perimetrul ăsta și mă pot mișca, mai pot merge pe aici. N-am mai făcut eu niște exerciții de încălzire, dar degeaba, pentru că parcă se lasă din ce în ce mai frig, pur și simplu. Avem foarte puțin. S-a făcut ora 6. Bun, băieți, m-am mișcat eu pe aici. Însă trebuie să mai băgăm un ceas să ne mai încălzim. Sunt foarte fericit pentru că mai e puțin și ducem challenge-ul la bun sfârșit. Afară aproape s-a luminat. Ceasul s-a făcut 6:35. Așa că zic eu, cam ăsta este challenge-ul. L-am dus la bun sfârșit. Dacă mai aveți idei de challenge-uri extreme, lăsați-mi în comentarii, pentru că țin cont foarte mult de părerea voastră. Este extrem de frig și nu știu dacă puteți voi să auziți, deja au început câinii să latre, s-au trezit și câinii. Încep și oamenii să plece cu mașinile către servici. Nu uitați ce am vorbit cu voi pe vlog, puneți siguranța pe primul loc. Bucurați-vă de viață și de ce veți, de persoanele dragi de lângă voi și gândiți pozitiv în tot ceea ce faceți. Deci cam acesta a fost și vlogul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați și voi butonul de like, butonul de subscribe, pentru că fiecare abonat nou la mine pe canal mă face foarte, foarte fericit. Să aprindeți clopoțelul pentru a fi notificați când postez. Share pe story să vadă și prietenii voștri și bineînțeles urmărim pe Instagram, pentru că acolo vă țin la curent cu tot ce e nou pe canal. Și eu am fost Body și până data viitoare cu aceeași energie pozitivă, fiți alături de mine. Pa!